Imediat după invazia rusă a Ucrainei, echipele organizației OM au instalat corturi de prim ajutor la granițele cu Moldova, România, Polonia, Ungaria și Slovacia. De atunci, echipele au împărțit hrană caldă, băuturi și alte articole esențiale, cum ar fi pături, pachete de igienă și îmbrăcăminte caldă. Vom vedea modul în care în Moldova OM deservește refugiații ucrainieni în timp ce aceștia le trec granița. My name is Vlad. We are at the Moldova. Numele meu este Vlad. Ne aflăm la granița dintre Moldova și Ucraina. Suntem aici cu organizația OM și am amenajat aici un cor pentru deservirea refugiaților din Ucraina. Oferim apă și băuturi calde și ceva de mâncare. Water, hot drinks and some food. Mă numesc Oxana și slujesc cu organizația OM în Moldova. Versetul biblic care îmi vine în minte este cel care spune că ori de câte ori îi hrănești pe cei nevoiași și îi îmbraci pe cei care au nevoie, ai făcut asta pentru mine, spune Domnul Iisus. Citiți Biblia, Dumnezeu spune să iubim ca El, cu inima, cu sufletul și cu mintea noastră și, de asemenea, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și, literalmente, acum vecinii noștri au mare nevoie, au nevoie de ajutor, așa că de aceea sunt aici. Există acea întrebare celebră, ce ar face Iisus? Iisus, când a fost pe pământ, a împlinit nevoile imediate, precum și nevoile spirituale ale oamenilor. Deci este foarte important pentru noi, ca urmași ai lui Iisus, să arătăm oamenilor dragostea și inima sa. De asemenea, Iisus a mai spus, dacă vă iubiți unii pe alții, ei vor ști că sunteți ucenicii mei. Și această iubire nu este doar pentru a rămâne între noi, ci este pentru a o împărtăși și a o arăta altora. Am văzut oameni și biserici moldovenești ridicându-se împreună pentru a împlini nevoile imediate ale ucrainienilor. Își deschid casele și aproape că renunță la propriile mașini pentru că fac atâtea plimbări și dau tot ce au pentru a-i ajuta pe ucrainieni. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care sunt parte din lucrarea de susținere și rugăciune pentru această tragedie.